Stejarul Buzău este formația privilegiată de Consiliul Județean Buzău în privința finanțării echipelor sportive locale. Clubul de Ruibi va primi în 2013 o sumă de 2,5 miliarde de lei vechi. Explicația poate fi găsită în faptul că Ruibiul este singura echipă locală cu șanse de promovare în prima ligă, dar și pentru că, spre deosebire de celelalte sporturi, la Ruibi e nevoie de 15 jucători permanent pe teren și de un lot de aproape 30. Pe locul 2 în topul finanțării Consiliului Județean Buzău se află echipa de handbal băieți Handbal Club Buzău 2012 cu o sumă primită de 1,7 miliarde de lei vechi. În schimb, echipa de handbal fete din Buzău va primi doar 400 de milioane de lei vechi. Tot e ceva comparativ cu Gloria Buzău la fotbal și Dacia Buzău la volei, care nu vor primi nimic. Explicația pentru care handbal municipal Buzău a primit foarte puțin, iar Gloria și Dacia Buzău deloc, poate sta într-o înțelegere a Consiliului Județean cu primăria Buzău, municipalitatea fiind aceea care finanțează cluburile de fotbal, volei și handbal fete.